Centura Capitale. Direcția spre vest. Poate cu ochiul liber nu se vede, dar aici e cam un nor de praf când treci. Și pot să vă spun de ce. Ia uitați-vă cât nisip pe trotuar, dar și pe carosabil. Și fiecare mașină care trece îl stârnește. Vântul ia și îl duce în oraș. Sau alături la Chiajna, că asta e domeniul Chiajna. Și nisipul vine de aici, de la fabrica de betoane. Ei și-au pus gard ca să nu iasă de pe teritoriul praful ăsta. Dar aici la drum n-au grijă decât foarte rar și se măture, să adune praful. Și ia uitați-vă trotuarul ăsta ce-i. Și pe acostament trotuarul celălalt. E șoc și groază. E pericol public. Aici e un 10 cm de prundiș, de nisip. Material poluant pentru o metropolă. Și n-au făcut aici curat de ani buni. Aici deja e domeniul public, da? Tot de la ei vine nisipul, praful ăsta. Deci tot ei trebuie puși să măture, să-l adune. Că altfel ne vine în casă, în ochi, în plămâni și ne omoară. În atenție gărzii de mediu. Ilfov, București, care o fi. Interveniți că e penal. Peste drum de firma asta. O să închide poarta și nu numai poarta trebuie închisă. Din cât înțeleg eu tehnologiile.